îmi caut un om la fel de imperfect și la fel de bun ca și mine. Bărbații se tem de femei puternice? Cred că da. Cum arată partea cea nevăzută? Tu crezi că oamenii au nevoie de partea cealaltă? Sincer, cred că am intrat într-un joc și cel mai periculos e că îmi place. Visul tău american, de fapt, a fost cea mai bună lecție pentru tine. Din mine, mie nu mi-era jale, pentru că eu m-am resemnat că a fost dur, deci eu, eu fugeam cumva nu vroiam să, nici nu vroiam să trăiesc pe atunci. De ce ți asumi așa de mult? Mi-a zis cineva că ai un spate foarte mare. Nu este un bărbat în viața mea. caut un bărbat deștept, <laughs> înțelept și inteligent. Mm, să te pierzi pe tine, în primul rând. Și eu m-am pierdut. Eu sunt, de fapt, mai mult în aer. Dar sușă, știi să gătești? Nu. Pentru asta este vasabie. La mulți ani. Mulțumesc. Despre povestea de astăzi, urmează să vorbim cu Corina Muntean, o femeie care știe să lupte, o femeie care știe să iubească și femeia care știe să dăruiască uneori mai mult decât ceea ce primește. Lupta ei interioară este continuă despre depresie, lacrimi, cum cazi, cum te ridici. Vorbim astăzi cu cea mai prietenoasă femeie de la cea mai prietenoasă școală, Friendly School. Salut, Corina! Te salut! Mulțumesc că ai venit! Cum la mare ești în forță, plină de energie. Da, doar că nu știu dacă a mai rămas energie acumulată din timpul vacanței, dar la mare a fost superb. Grecia este o destinație în care mă voi reîntoarce în fiecare an. Este o decizie pe care am luat-o în acest an. Este o destinație care îți oferă, sau cel puțin oferă sufletului meu tot ce-l caut. Sălbăticie mare, un albastru infinit și mâncare specială și deosebită. Ai zis că ți-ai scris în fiecare an să pleci la mare? Tu ești omul care își face notițe, își face planuri, vise, scopuri? Le scrii? Sau da. doar în capul tău? Le scriu și le scriu nu doar o dată în an și nu doar după fazele lunii, cum ne spun mari experți. Dar cel mai frecvent îmi ascult corpul în ultima perioadă și atunci când simte sau are nevoie de o reîncărcare, pentru că această vacanță în Grecia nu era planificată. Vacanța planificată, conform programului și multe alte, este după ziua mea. În curând se, fac, se face o mare sărbătoare și am eu o tradiție ca imediat după ziua mea să plec undeva spre destinație nouă, în care să mă răsfăț, în care să stau cu mine. Eu am o tradiție ca în fiecare an de ziua mea, și se cam începe, s-a început acum câteva zile această reflecție și analiză despre viața mea, despre întregul an care a fost. Deci pentru mine ziua mea este acel punct în care eu merg în trecut și analizez ce am făcut. Unicul om care, cu care mă compar sunt tot eu, doar că un pic mai matur, și un pic mai experimentat. Și iată, din acest punct, din 5 octombrie anul acesta, se pornește o altă listă, cu alte dorințe, cu alte vise, cu alte obiective. Foarte mulți dintre noi fac acest lucru la sfârșit de an, așa cum ne zic toți experții. Eu o fac după ceasul meu biologic și după cum simt. Și această mare a venit ca un suflu nou pentru că aveam nevoie de odihnă și mi-am dat seama că nu mi-ajunge energia o dată în lună trebuie să merg mai des la mare. Că m-am reîntors acum două luni dintr-o altă vacanță frumoasă. Dar legat de Grecia, am luat o decizie că în ultima perioadă mă provoc să călătoresc activ spre destinații cum ar fi Bali, Zanzibar, Islanda, Patagonia, mai nu vreau să merg, Tenerife. Iar vacanțele pasive au cam fost puse pe pauză și iată această escapadă în Grecia m-a făcut să înțeleg că totuși am nevoie măcar o dată în an să merg să stau șapte zile, să mă mult la mare, să nu fac absolut nimic. Și Grecia m-a cucerit în totalitate. Sunt pentru a doua oară în, în această destinație, dar îmi vine ca o mânușă și am găsit totul acolo. Și shopping, calitate. Și... Uite, pentru că se apropie ziua ta, sau. Nici nu știm că și podcastul, cumva, atunci se aliniază perfect. Hai să savurăm acest vin pentru Hai. ziua ta și să-ți punem la mulți ani. Mulțumesc. Să fii sănătoasă și cu multe vacanțe. Mulțumesc. Și cu liniște. Importantă liniștea să fie în tot. Mm. Așa să fie, foarte bun Land of Basarabi, mm. așa de visele să fie cu picioarele pe pământ, pe pământ. <laughs> Nu știu dacă visele sunt tocmai conectate la pământ, că tocmai de asta și sunt vise că Sau, de fapt, pământul este cel care este necesar în viața mea Eu sunt, de fapt, mai mult în aer mai mult pe pământ sunt atunci când plecăm în vacanță. Uite, atunci îmi dau seama cât de departe sunt de mine sau cât de departe zbor. Pentru că eu fiind acasă, eu nu trăiesc, eu zbor. Eu recent am făcut o postare în care am zis că dacă este să-mi doresc ceva mai mult de la 9 ani, este să am timp mai mult pentru mine să trăiesc. Am impresia că sunt într-o într 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 cursă continuă în care alerg prin viață. Poate că acest fenomen se referă să. Întâlnește la toți noi, pentru că viața a devenit mult mai agitată și mult mai rapidă. Da, dar tu ești balanță. Da. Tu, de fapt, întotdeauna cântărești lucrurile. Nu tu neapărat. analizezi foarte mult. Balanța poate fi nu neapărat echilibrată mereu. Balanța poate și balansa mult în aer, știi? Și tu cum ești? Depinde de situație. Acum sunt... sunt cât e cât ok, cel puțin încerc să nu mă mai duc în extreme. Am avut o perioadă lungă de timp în care mă duceam într-o extremă, de fi era prea bine sau prea rău. Eu am fost o perioadă lungă drama queen, știi? Deci mă duceam acolo, îmi plăcea să trăiesc, nu plânsite și în drame și nu știu cum. Acum, cel puțin toate situațiile care sunt pe partea cealaltă a balanței, mai mult pe negativ decât pe pozitiv, încerc să le găsesc cu o explicație logică și să nu forțez lucrurile. Dacă nu vine, dacă nu merge, dacă nu mi-aparține, le las să meargă mai departe și încerc să-mi canalizez energia în altceva, trăiesc după principiul copilului cu jucăria, știi? Atunci când iei unui copil o jucărie, el începe să devină trist și iritat. Dar dacă îi schimbi jucăria, dacă vezi că el se joacă cu ceva ascuțit și nu-i tocmai ok, trebuie să-i înlocuiești cu altceva. Exact asta fac eu. Dacă văd că ceva nu merge în viața mea, încerc să aduc altceva nu merge pe o parte, merg la în vacanță, nu merge în vacanță, merg pe altă parte. Adică încerc să nu stau foarte mult în socul ăsta jos, unde stă balanța, știi? Când e așa. Dar în mare parte încerc să echilibrez și să nu mă duc în burnout și în depresie și în alte chestii. Noi vorbim acum atât de frumos, pentru că noi știm să calculăm, noi știm să analizăm, dar partea adevărată totdeauna este un pic... Nevăzută. Nevăzută, da. Cum arată partea cea nevăzută pentru că noi arătăm doar balanța care știe să echilibreze tot. Uite, recent chiar am fost în careva discuții și a fost un prieten într-o seară, după 8, m-a sunat și mi-a zis, vrei să beam o cafea? Și am zis, vreau să beau o cafea, dar sunt încă la birou, dacă vrei, vin aici și o beam cu plăcere. Și m-a găsit într-o debara plină cu de toate, pentru că era un tas tot amânat și unicul om care putea să-l facă eram eu, pentru că am făcut o renovare a școlii și le-am dus pe toate acolo și nu te vedeai nici în cer, nici în pământ. Și nu puteau, fetele nu puteau să arunce sau să ia decizii bun sau erau. Și el a venit, m-a găsit mai frumoasă decât acum, pentru că venisem de la o emisiune. Și el zice, de ce nu arăți lucrurile astea oamenilor? De ce arăți doar partea frumoasă? Și am zis, dar tu crezi că oamenii au nevoie de partea cealaltă? Și nu, nu este nu știu, nici corect, nici incorect. Cel puțin eu cred că probleme are toată lumea și lucrurile astea trebuie să fie conștientizate atât de muritorii de rând sau cei care merg la serviciu și au un job cât de, cât de aici până aici, cât și de antreprenori. Doar că văd eu lucrurile un pic altfel pe partea de antreprenoriat și oamenii care pot să inspire să vină cu doza aia de inspirație. Pentru că dacă eu o să merg și o să arăt cât e de grea viața și că de fapt toate lucrurile la care ajungem noi aici se fac cu multă responsabilitate, cu mult chin, cu multă sudoare, cu multă dăruință, cu multe probleme, cu multe provocări. Inevitabil cu toate astea sunt. Doar un visător uh, nerealist ar crede că orice în viața asta se face ușor. Prezența noastră la acest podcast a adus foarte multe pregătiri și tu le știi, deadline-uri, timpuri, ambuteiaje, parcări și multe alte lucruri. De asta eu totuși cred, mi tot mi greu dar că eu prefer să nu arăt acest creu decât oamenilor care sunt aproape de mine. Eu așa și zic, atunci când suntem în ședințe sau ne întâlnim în, hai să zicem, în întâlnirile noastre cu fetele, că ei mă cunosc, adevărat adevărații oameni care mă cunosc cu adevărat, cum sunt eu ca șef și ca om, este oficiu, pentru că el mă vede în toate ipostazele. El mă vede și plâns, el mă vede și obosit, el mă vede la pământ, el mă vede paralizat de anumite emoții, el mă vede frumoasă, el mă vede dând în interviuri nici măcar părinți, nici măcar rutile nu mă văd. Deci, pentru mine, școala sau biroul la 316 este un loc în care se desfășoară realitatea pură 100%. Doar că nu cred că toată lumea are nevoie de asta. Dacă eu aș arăta asta, eu aș scoate din motivația pe care eu o duc oamenilor și faptul de a ajunge la cursurile noastre, pentru că eu le-aș alimenta frica, iar oamenii ca să facă lucruri mari și frumoase nu au nevoie de frică, au nevoie de curaj. Și atunci eu aleg să trăiesc tot acest, toate aceste emoții negative, să le absorb în mine și după asta să le canalizez prin vacanțe sau prin alte lucruri, să le neutralizez, nu să le dau lor. Lor vreau să le dau motivație și inspirație și curaj că pot să facă lucrurile frumoase. Tu înseamnă că ascunzi realitatea intenționat. Da, hai să zicem și așa. Dar nu o ascund, o trăiesc pentru mine doar. Uite, eu am multe lucruri pe care nu le-am făcut și nu le fac și pe care trebuie să le fac. Unul dintre ele este instagram sau prezența pe social media. Eu sunt activ parțial, hai să zicem, într-un raport de 40 la 60, nu, dar eu cred că. Cum trei părinții noștri și bunii noștri? Deci toată lumea avea o viață reală în care ea trăia și toată lumea înțelegea că dacă merge la prășit, omul ăla este obosit, chinuit și murdar. Deci ar trebui să mă duc eu în Instagram și să le zic lucrurile astea. Uite, dacă tu faci asta, o să ai asta, asta, asta. Cumva mi se par lucrurile deja normale. Cred că online-ul și goana asta după hype și după noutate și ce content să zici, pentru că este o... Nu poți să apari în fiecare zi să zici, bună dimineața, m-am trezit la ora 8 și mă iar să le zici, bună dimineața, m-am trezit la ora 8. Nu, omul vrea o noutate, tu să vii cu ceva inedit nou. Iar la un moment dat, bine, te ține inspirația o săptămână, două, luni, iar după asta seci și nu mai știi ce să faci. Tu permanent ești ocupată. Tot timpul. Îți asum prea mult. Da. Prima noastră întâlnire, dacă ți-amintești la o cafea, cam tot așa a fost. De ce ți-asumi așa de mult? Umerii tăi pot duci tot? Nu simți uneori necesitatea să fii mai slabă, să fii mai feminină? Ba da. Mi-a zis cineva că ai un spate foarte mare și n-a fost un compliment tocmai frumos și am zis da, pentru că trebuie să fie puternic să poată duce multe. Și atunci m-am prins într-un moment de analiză și am zis, da, chiar că și următoarea, următorul antrenament antrenorului, am zis, poți să mă faci un pic mai mică, putem face niște exerciții ca să slăbim spatele și l a zis, păi da, nu, nu există exerciții speciale, vei slăbi de peste tot. Și atunci am zis, bine. Da, probabil ideea cu spatele a fost la sens figurat. Nu, chiar sens direct. <laughs> Cumva noi am pornit de la ideea că Femeie care duce mult Care își asumă enorm de multe posibilități și responsabilități Sincer, cred că am intrat într-un joc Și cel mai periculos e că îmi place Nu știu să trăiesc altfel Îți place să lucrezi? Eu nu pot să zic nici măcar că lucrez Eu mă prind la ideea ce fac eu în fiecare zi Deci eu nu merg la serviciu, eu nu am rutină în care eu mă trezesc și repet lucrurile în fiecare zi, dar undeva acolo sunt zeci de, de, de task-uri, zeci de activități pe care eu trebuie să le fac. Și atunci eu îmi aleg. Astăzi lucrurile se aranjează în felul ăsta și fac asta, asta, asta. Dar nu mi închipui să renunț la stilul ăsta de viață. Încerc să le fac mai calitativ, încerc să angajez oameni mai mulți, încerc să deleg. Dar adevărul este că mie chiar îmi place ceea ce aici fac cu adevărat, deci eu nu mă plictisesc. Da, eu ajung în stări de epuizare, dar nu mă impune nimeni, deci am, am alegerea de a nu face multe lucruri. Dar cumva, cum ți-am zis, de la an la an mă văd diferită, mă văd schimbată, mă văd mai matură, mă văd, văd lucrurile un pic altfel. Văd că nu aș repeta să fac lucrurile pe care le-am făcut acum, gen o lecție gratuită de o zi întreagă. E o nebunie totală, e o ardere completă. Cum să predai 12 ori la rând? Am făcut asta în trecut. Sau să deschid o școală de engleză în care să fiu unicul actor. Cine mai face lucrurile astea? Sau să deschid două filiale într-o lună de zile. Deci, nu știu, e o irresponsabilitate totală față de propriul corp, față de propria energie, știi? Și practic, toate acestea, tu le faci de una singură. Cu o echipă în spate acum. Cu o echipă. De Dacă echipa te referi la faptul că... Da, echipa întotdeauna așa are aportul ei. Dacă Dar noi, referi... ca femei, avem nevoie de un bărbat care, nu știu, să plângi pe umărul lui, să te jălească, să te certe. Ție asta îți lipsește? Da. Nu este un bărbat în viața mea, dacă asta mă întreb, și nu este de mult timp, dar nu este, poate că tot dintr-o proprie alegere, pentru că nu l-am întâlnit pe cel care trebuie să fie aici, sau cel pe umărul căruia aș putea să plâng, sau mi-aș permite să plâng, pentru că nu, nu mi-ascund slăbiciunea, pentru că oamenii, într-adevăr, mă văd puternică și sunt puternică, pentru că un om slab n-ar rezista, probabil la tot stresul și la toată to încărcarea care este și toate acțiunile care se, se derulează zilnic. Dar și lacrimile au greutatea lor deja la o etapă de viață și... Mm, Le simți acum mai grele? Sunt uneori foarte grele. Foarte grele. Dacă este să-ți dau un răspuns, ar fi că îmi caut un om la fel de imperfect și la fel de bun ca și mine nu pot să am o relație chimică cu oricine. Am încercat-o, am încercat să mă impun, am încercat să mă forțez, am încercat să joc lucrurile, dar de fapt eu nu pot să le joc. Eu sunt un actor foarte neprofesionist. Nu pot să port nicio mască, nu pot să îmbrac nici zâmbetul, nici tristețea sub nicio formă. Sunt partea curată și crudă a unui om care este așa cum este. Încerc să controlez poate anumite emoții atunci când este vorba de ceva mai negativ, că pozitivul se duce ușor. Dar, în rest, îmi este foarte greu să mă gândesc, mă consumă foarte mult. Iar, hai să zicem, consistența chimică din care este făcut sufletul și inima mea, își găsește mai greu împlinirea în partea masculină. Vezi problema că tu gândești prea mult? Nu. Azi. Acum, nu, văd problema în alegerile pe care le-am făcut și în viața pe care mi-am ales-o conștientă pentru că eu am fost căsătorită eu am ales uh, drumul clasic sau cel puțin, nu am încercat să mă opun vieții, deci cumva mi-am dorit și eu să am o familie și dintotdeauna a fost acesta cel mai mare vis al meu și iar, iar, și nu știu că e al meu sau era impus de societate și toate generațiile de din care venim noi, ceea ce am văzut eu prin, jur, prejur, dar știu cu siguranță că nu mi-am dorit niciodată, știu cum visează fetițele să fie prințese sau să fie modele sau uh, sau cântărețe. N-am avut vise din astea foarte mari sau cel puțin n-am putut să visez atât de, mult când, atât de mare când eram mică, dar uh, îmi doream o familie, îmi doream un copii, știam sigur că vreau să fac acest lucru după ce finisesc facultatea, ca să nu am responsabilitatea împărțită și să fiu un student bun, vreau cumva să am o, o carieră, o o profesie și după asta să mă căsătoresc. Și m-am căsătorit practic ultima din toată generația de, de, fete de la facultate. Nu a fost să fii, deci eu am ales conștient eu să ies din această relație pentru că se ducea într-o parte toxică și înțelegeam că nu vreau să accept acel viciu în viața mea pentru că nu voi avea familia pe care mi-o doresc eu cu adevărat. Ei, cu viziuni diferite am cam fost dintotdeauna, deci vedeam lucrurile total diferite. Când eram copil, dacă eu, eu am, am crescut și m-am născut în nordul Republicii Moldova, în zona rurală. Și țin minte cum veneam cu mama de la piață, pentru că duminică mergeam și făceam cumpărăturile, și dacă îmi cumpăram o înghețată, nu-mi permiteam să o arunc unde a fi. Parcurgeam cu ea vreo jumătate de oră până ajungeam la primul punct la bunica mea și aruncam acolo hârtia. Deci mă irita, aveam, o, aveam un spirit al dreptății și al justiției, în mine cât e mic, foarte bine dezvoltat mă durea că oamenii sunt atât de nepăsători și pot să-și permit să arunce și trăiam într-o mizerie. Iar legatul ulterior de toate deciziile și viața mea personală au tot fost uh, foarte multe schimbări. Deci după divorț, evident că ai o perioadă în care te gândești că ia ca ia ca, te măriți a doua, a doua zi. Și lucrurile s-au întins practic și foarte mult lucrurile s-au întins, dar cumva, sincer să-ți spun, dacă mă întreb, dacă regret, nu regret nimic. Am încercat, să, sau cel puțin încerc. Bine, că a fost alegerea ta da, uh, eu... să decideți și să mergeți spre divorț. Dar tu după aceasta ai avut o depresie foarte accentuată și foarte pronunțată. Da, a fost probabil legată de creșterea mea și de trecerea de la o etapă la alta. Dacă este acum să o calific. Bine, rădăcina ei profundă a fost, un, a fost o trădare foarte dureroasă din cauza unui iubit și practic sper să fie unica trădare în viață. <gură> nu cred că mai pot să duc altele de asemenea calibru și asemenea intensitate. Asta după divorț când te-ai prins într-o altă poveste? Da, da, da. Deci eu am fost plecat în SUA o perioadă de 5 ani, acolo am fost într-o relație cu cineva, lucrurile n-au mers. Și s-a soldat cu o trădare care a avut consecințe foarte, foarte dureroase pentru mine. Au fost decizii luate care care nu trebuiau să fie luate în așa fel. Dar ce a fost a fost. Eu ți-am zis că încerc să nu mă consum foarte mult pe ce a fost, când nu mai pot să schimb nimic. Le-am trăit, le-am dus, bine că sunt sănătoasă și bine că sunt în viață, puteam să nu fiu, și acum la modul serios. Dar încerc să-mi iau, să văd partea plină a paharului și partea cealaltă a munezii, să văd ce, ce m-a învățat toată această experiență dureroasă, ce. Și cum am crescut eu, pentru că, cu siguranță, dacă eu nu plecam în SUA și nu trăiam toate experiențele atât bune și frumoase cât și cele mai neplăcute, eu nu aveam curajul să... și nu eram pregătit, nu aveam pregătirea ca să țin piept la toate activitățile care sunt acum în Republica Moldova, pe care eu le fac. Ca să mai rămânem un pic la povestea ta de 5 ani, la acea depresie care te-a adoborât aproape de pământ, mm -hmm. Cum te ridici în asemenea situații? Și apropo, felul tău de a fi, te ajută cineva sau tu singură te mobilizezi? Depinde. Din acea depresie profundă, pentru că acolo a fost. Uh au fost, nu cred, acolo nu era, nu, mai rămăsese putință și dorință, eu eram transformată, eu n-am dormit trei luni de zile, eu n-am mâncat în toată această perioadă, deci acolo a fost nevoie de intervenția medicilor și practic mama a fost unicul salvator în această situație, fapt pentru care îi mulțumesc. Ai adus-o din Moldova? Nu, nu, la distanță? ei m-au ei m-au dus forțat din SUA, eu nu, eu de o lună de, zi, ei de o lună de zile nu mai știau nimic de mine, deci eu nu aveam nici telefon, nu eram în nici pe rețele, deci eu am despre complet. Și atunci un prieten, fratele meu a făcut legătura cu el, știa unde mă aflu, a venit, mi-a cumpărat bilet, m-a împachetat și m-a trimis acasă. Și am ajuns, stai seama, deci eu, eu nu puteam, eu nu aveam curajul, de eu n-am fost o fire descurcăreață, puternic, știam ce-mi doresc, însă am plecat pe proprie răspundere și cumva mi-era foarte rușine să vin în halul eram distrusă. Nu, nu, deci nu, nu, cred că doresc cuiva vreun părinte să-și vadă copilul. Din mine, mie nu mi-era jale, pentru că eu m-am, resemnat că eu am pierdut totul. Ce înseamnă să pierzi tot pentru tine? să te pierzi pe tine, în primul rând. Și eu m-am pierdut. Dar cel mai dureros mi era pentru ai mei, pentru că în toată perioada asta mi-am dat seama că nu mâncarea, nu somnul, nu aerul, nu soarele, nu realizările sunt cele mai importante, dar cel mai important este somnul pentru om. Pentru că dacă tu nu dormi trei luni, tu nu mai ești aptă de a gândi, de a face, de a-ți controla propriul corp. Pentru că eu mă transformasem, știi, erau în trecut emisiunile astea din Rusia în care ar 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 arătau un diferite cazuri când copiii ajungeau să trăiască în, cușca la câini și se transformau în magule. Uite, așa eram eu. Deci eu stăteam doar pe podea. Eu nu puteam să ridic ochii. Eu nu puteam. Eu stăteam așa mult doar. Și a fost dur. Deci eu, fugeam cumva. Nu vroiam să nici deci nu vroiam să trăiesc pe atunci. Dar uite că lucrurile și-au revenit. După o perioadă de tratament am început să dorm și aici transmit gânduri bune în univers și acolo la Doamne, Doamne, că a fost un medic foarte bun din Ucraina, care m-a ajutat și m-a readus cumva. Și plus, eu cred în, în forța asta de, de unde noi ne-am născut, știi? Dacă să înțelegem, într-atât de tare el te-a trădat, tot atât de mult l-a iubit, anume pe acest bărbat, bun, toată această stare nu a fost doar provocată de el. A fost un proces lung de un an de zile, pentru că noi am fost într-o relație, după care eu am, el a decis să rămână în sua, fără mine, asta pe mine m-a durut foarte Era mult. Era rabeam? Da, și eu am luat decizia că o să rămân și eu acolo, iar ca să rămân acolo, eu am făcut sacrificii enorme, ca într-un final, după toată această poveste, eu să realizez că eu am făcut toate aceste lucruri nu pentru mine, dar pentru el. Pentru că atât de tare m-a durut rădarea lui, că ales o altă femeie cu care să rămână acolo, în care eu, involuntar, am vrut să-i demonstrez că eu tot am să pot să rămân. Pentru că cumva asta era visul nostru și el a, el a intervenit sau ea a intervenit sau în fine. Într-un final ei n-au fost nici ei împreună, nici noi n-am fost împreună. A fost o soartă așa mai mai aleasă sau cum, cum trebuia să fie. Dar depresia propriu-zisă, da, ea a pornit. Deci toată această otrăvire a fost din cauza acestei trădări. După care eu am rămas în SUA, iar ca să rămâi într-o în SUA sau în oricare altă țară să faci acest pas, ai nevoie de foarte multe sacrificii și foarte multe investiții, atât fizice, emoționale, cât și energetice, pentru că o iei de la zero, nu e atât de ușor. Și din ultimul contract în care eu am muncit patru luni de zile la trei joburi ca să-mi adun niște bani pentru ulterior, ulterioara, hai să zicem, integrare în această societate, asta a adus cumva la o epuizare. Deci cumva toate luate la un loc, așa s-au adunat și organismul a zis că nu mai vrea. Deci în ultimul contract, când eu trebuia, deja aveam green card-ul și trebuia să mă întorc la job în Sua, în Washington, D.C., țin minte și acum eram vis-a-vis -vis de fides cu curatele meu și am început să plâng. Era o toamnă prin noiembrie, era foarte fric, pe vântul, eu am început să plâng și i-am spus, eu nu vreau mâine să fiu o octrisoa. Cu toate că eu făcusem acest lucru de foarte multe ori, eu știam cum asta să fac, eu știam zborurile, eu știam, dar în mine se, se născuse acea frică, de asta și ți-am zis că eu nu vreau să dau oamenilor frici. Eu am fost în partea cea mai de jos, mi-am trăit frica și moartea mult timp. Și eu nu vreau să le alimentez, să le dau toate lucrurile astea. Uh, și am ajuns acolo și din momentul în care am ajuns în, în, în Washington, în două săptămâni n-am dormit deloc, atunci creierul cumva... Eu eram într-o depresie, dar nu înțelegeam ce cu mine. Tot încercam să o caut din toate colțurile casei, din toate colțurile. Eram într-un oraș superb, eram la un job superb, eram cu oameni super. Făcusem lucruri mari și faine până atunci, iar în acel moment eu nu eram capabil nici măcar să scriu un cuvânt la calculator sau să scriu un mail sau să răspund la telefon. Era deja o depresie în, în pornită, știi? Poți să te faci atât de mică da. și să-ți pierzi sensul vieții. Fără să-ți dai seama. Da, trăderile sunt cel mai greu de, de dus. Deci nu sunt și de tratat în același. Și timp. de tratat. Ele iau, e... Și noi oamenii nu, nu conștientizăm că putem să rănim atât de mult, că de fapt, noi suntem toți într-un joc, într-o horă comună. Și atunci trebuie să fim atent până unde ne ducem cu anumite acțiuni. A, așa a fost. Deci, sincer, nu cred că aș putea alege. Și dacă m-ar pune cineva să derulez filmul înapoi și să aleg un alt drum, nu știu dacă l-aș alege. Pentru că eu mi-am trăit ambele părți, atât dragostea, cât și trădarea, cât și suferința, și tristețea așa cum am putut. Eu nu sunt omul jumătăților, niciodată n-am fost. În nicio ipostază, fie că am fost angajat, fie că am fost copil, fie că am fost student, elev, tot timpul m-am implicat 100% și am dat tot ce aveam mai bun la acel moment. Nu că a fost perfect sau ideal, dar chiar și acum sunt unele situații pe care pot să închid ochii sau să le las să treacă. Până nu mă consum și până nu mă duc acolo și fac ordine și lumină și dreptate, nu pot. Pierd Exist. uneori din, cazul, din cauza asta. Visul tău american, de fapt, a fost cea mai bună lecție pentru tine, din toate. Da, îngurile. în cazul meu, visul american, tot ce mi-a dat, tot mi-a luat înapoi și m-a lăsat doar cu experiența, fapt pentru care sunt foarte recunoscătoare. Pentru că uneori ești gata să plătești o experiență, dar nu o primești așa. Nu primești rezultatul ăsta. Eu -am, eu am avut o perioadă foarte faină, pentru că dacă este să mă întorc acum, de la început, de când m-am născut, au fost episoade. Și cumva, știi, nu vreau să zic că e mistic sau ceva, dar lucrurile se întâmplă odată la 5 ani, știi? Mi-e fric de, de, de 5, 5, 5, 5, știi? La 5 ani, pentru că se întâmplă atât lucruri fine, cât și lucruri mai puțin faine. la 5 ani s-a născut fratele meu. Deci eu am, am trăit cumva pe acest pământ singur 5 ani, după care a venit fratele meu și am început călătoria în doi. Ei nu mai știu, la 10, la 15, la 20 la 15 știu, la 15 am luat decizia că nu mai vreau să, să fac leceu în Curjeuți. A fost un moment din asta de, de întorsătură în care m-am opus complet. Noi aveam liceu în Curjeuți, toți 40-50 de copii ți erau acolo și au găsit locuri, n-am și-au găsit curina, trebuia să plece de acolo și am plecat, am plecat la Edniț și acolo am terminat liceu. Și a fost cumva o altă filă, știi? apoi la 20. Ai, tu ce sau... ai cu da, cifra deci dacă 5. este să, 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 număr tot așa, știi? Deci s-au făcut 5 ani de soa, gata, s-a închis cumva fi, așa am plecat. 5 ani de Norvegia cam am fost și tot așa. Deci lucrurile sunt, sunt în jurul cifre 5. Probabil din acea poveste și cu primul tău soț și relația aceasta din soa a lăsat pe tine o frică și pentru multe alte relații care au venit în viața ta. Deși acum ești într-o poveste Țin să cred așa, dar o să vedem. Nu pot să mă pronunț despre povești care nu se vor trai, nu se a fi trăite de ambei. E posibil să trăiești de una singură pentru sigur ea? Sigur că da. da. Dar da. poți să te îndrăgostești? Da, sigur că da. dar că că nu Ai poți, reușit să iubești din nu nou. Dar nu poți să impui omul să te iubească sau nu poți să impui omul să facă. Eu nu cred în lucruri forțate și eu respect decizia și alegerile fiecărui om atât pe partea personală cât și profesională, mi îmi place ca omul să simtă și să facă lucrurile din propria experiență și din proprie dorință. Iar dacă aceste lucruri, dacă dorința nu este și nu se naște, atunci nu este. Nu toate poveștile au final fericit, nu toate experiențele sunt împărtășite. Te acoptă într-atâta viața că tu simți deja ușor fiecare mișcare, fiecare flux care trece pe lângă tine. Nu vreau să mai trăiesc mințindu-mă. Nu vreau să mă leg de iluzii sau de povești care ar putea fi, dar nu sunt. Și poți să trăiești cu cineva chiar dacă numai tu iubești. Eu nu. Eu am nevoie de doi oameni într-o poveste. Eu pot să iubesc pentru doi, dar eu nu pot să trăiesc pentru doi. El știe despre asta? Da. Și e de acord? sau cel puțin încă e eu am între alus, flux și reflux? Eu am ales să închid ușa. Înseamnă că totul s-a sfârșit? Da, din punctul meu de vedere, da. Cam multe uși se închid. Dar da. probabil se deschide una bună pentru tine. Pentru a fi deschise cele care se merită a fi deschise. Ești pregătită pentru orice experiență? Cu siguranță, da. Decât să aleg să trăiesc în ceva inexistent, mai bine aleg să las loc liber pentru cei ce urmează să vină. Pentru că am o relație cu timpul mult, pe, mult prea aproape, pentru că am conștientizat cât mi-a mai rămas. Pentru că înțeleg că mai mult de jumătate poate s-a dus, s-a trăit, așa cum este, prin încercări, câteodată prea... încercări sau momente din viață care au luat prea mult timp, nu trebuiau să iei În trecut alegeam să, să stau într-o suferință doi ani de zile, e prea mult. În concluzie, bărbații se tem de femei puternice? Cred că da Eu dacă aș fi bărbat Eu de multe ori mă întreb Eu aș alege o, perso o, o, o personalitate puternică O femeie puternică Mie cu mie mi-e foarte interesant Da, Mie cu mine mi-e greu uneori dar mi-îmi plac lucrurile complicate, mi-îmi plac analizele și eu cu siguranță cred că noi o să ne găsim într-un final, doar că aleg să trăiesc mai bine, să trăiesc mai puțin, dar mai calitativ și cu omul meu, decât pentru bife, decât doar să zic, da, eu știu că societatea nu, nu te acceptă, eu știu foarte bine ce cred unii oameni de pe canapea, dar pe mine, eu într-atât de mult mi-am trăit toate părțile mele singură, Că eu sunt atât de faină să trăiesc și durerea, și fericirea, și dragostea, și cealaltă parte. Eu pot să le duc. Până acum nu puteam, dar acum pot. Caut un bărbat deștept, <laughs> înțelept și inteligent. Hai, Hai, pentru acel bărbat. Dacă crezi că el este. Corina, da, sușă, știi să gătești? Nu. Pentru asta este vasabie. <laughs> uite, tocmai, tocmai, de asta tu zici că că bărbații se tem de femei puternice. Femeile puternice au mereu soluții. Uite, vezi, ea nu știu, o femeie puternică care și hai să ajuns. Hai să mâncăm un pic. Tu serios? Dar chiar pe bune, uite. Hai. Care uh, sunt preferatele tale? Cred că Philadelphia. Așa. Aacuș. hai cred să că încercăm. Lumea. <laughs> Eu și ziceam că probabil mie trebuie să-mi aduc beți pentru începători. <laughs> Dar... Uh, învățăm noi. Cumva am avut așa o discuție despre suflet, despre stare. Acum să alimentăm acel suflet. Hai să Hai vedem vreau. ce e bun aici. Să încercăm. Iată dacă femeia nu știe să gătească. Nu e simplu. Dai comandă la wasabi, ceea ce am făcut și noi. Și totul este livrat. Așa orice femeie poate fi gospodină. Tu, acum 5 ani ai deschis o școală de engleză? Da. Și iarăși cumva e legat de America. De acolo s-a pornit fata cu engleza. Nu. Fata cu engleză s-a pornit în clasa 8 atunci când era într-o căutare aprică de activități pentru că Așa cum ți-am zis, eu m-am născut în nordul Republicii Moldova, iar lăsat în acea perioadă. Perioada... Știai că vrei să fii profesoară nu, de engleză nu, sau să eu, deschizi eu, o școală? Eu n-am vrut niciodată să fiu profesoară pentru că avem în dinastii foarte mulți profesori și eu vedeam cum se mănâncă această pâine și n-am vrut niciodată. Dar eu mi-am dorit niște activități în afara școlii în care să mă manifest dans, pictură, muzică și alte lucruri. Și iată, una dintre ele a fost engleza, pentru că aveam acces la un profesor care vorbea engleză. Vârșoara mea făcea pe, pe acea perioadă, în acea perioadă, niște lecții, și m-am dus și eu. Și a fost dragoste și simțirile la prima vedere. Deci, din clasa 8 -a până acum, nu pot să zic că ne-am trădat vreodată și niciodată nu o să ne trădăm. E, e o chimie aparte care se tot reinventează și cred că asta se poate aplica și pe o relație sănătoasă dintr-un el și o ea atunci când originea sau valoarea este curată și adevărată. Pentru că, datorită acestei pasiuni sau acestei dragoste sau deja este iubire curată, așa care curge, știi, miere când, când ea se duce albinuța și pune acolo câte, cât e un pic și după asta curge așa mult. Uite, acum curge, acum suntem în perioada în care curge în proiecte, în, în produse. În, și apropo, frumos. cifra 5. Aveți 5 ani. <laughs> da. Ceea ce te spuneai că ai o legătură aparte. Știi că m-am gândit, dar și să știi că s-a întâmplat. Deci a venit, dar nu a distrus. A venit cinci, îl trăim deja în curând, sunt cinci și jumătate, dar 5 a născut un alt produs. Sper că în curând se pot să vorbesc despre el. Va fi un, un nou copil a acestei școli, doar că cu un pic altfel de produse. Lucrăm acum la, la mai multe chestiții financiare și juridice și alte chestii. A venit, doar că a născut un alt copil, dar nu l-a distrus, dacă până acum știi cum. Cumva, iarăși știi, adică moartea nu poate să fie viață fără moarte și moarte fără viață sau nu știu cum să zic, știi? Școala aceasta lucruri... de engleză te menține. Școala de engleză este acum familia ta. Tu pentru ei cumva canalizezi toată energia. Da, ei sunt familia mea, ei sunt cei cu ce eu trăiesc. Bine că eu mult timp am, am dat școlii totul, deci eu m-am descompus în el la un moment dat, dar acum uh, delimitez lucrurile. Dar a pornit de la o supărare. Povesteai tot într-o discuție despre momentul când te-a supărat cineva? Și tu ți-ai promis că ai să-ți deschizi propria ta da. școală? Uh, eram angajată după. Era al, do al doilea job după de fapt, primul job după divorț, dar al doilea job, ca consecutivitate de joburi pe care le poate avea un om sau pe care le-am avut eu. Și am fost angajată într-un centru de limbi străine, cumva, ce fac eu acum, tot se predară doar că acolo se predau mai multe limbi. Și așa cum eu nu mă pot implica doar pe jumătate, eu mi-am băgat nasul în toate lucrurile. Aici trebuie un pic de spălat, aici trebuie de rectificat, aici putem să facem așa. Și eu am, am o legătură faină cu oamenii, mi-mi place să discut cu ei, îmi place să-i apropie de mine și așa mai departe. Și mi-am făcut și acolo foarte mulți prieteni, pentru că eram în legătură, eram cumva un coordonator de proiect, într-un proiect, unde erau vreo 30 de profesori, vreo 30 de licei, era un număr foarte mare de... De copii, de angajați și așa mai departe. Și la acel moment, doamna mi-a zis că salariul este de 75%, pentru că 100 nu, nu este lucru pentru 100. Eu făceam de 150, ca tu să înțelegi. Dar neavând experiență și fiind într-o situație când chiar nu aveam bani, pentru că eram după divorț, eu nu aveam bani ce să mănânc, și am acceptat am acceptat și aici a, pus, a fost punctul zero de unde am pornit. Am acceptat și niște grupe de weekend, sâmbătă-duminică predam la engleză la niște copii, iar doamna, fiind director și fiind foarte încărcată, avea grupele ei, mă trimitea foarte frecvent cu 5 minute înainte ca să înceapă lecția să mă duc să o înlocuiesc. Eu eram atât de crudă și atât de nepregătită, dar eu am unele frustrări în viață și unele lucruri de care foarte tare mă tem. Unul, să nu par proastă acolo unde trebuie să parte șteaptă. Iar asta era unul dintre momente. Tu vii în fața unor oameni ca profesor, ei se așteaptă de la tine ca tu să cunoști. Dar eu nu că nu cunoșteam, eu nu aveam cum să cunosc, pentru că mă trimitea la nivel avansat. Iar ca să te duci la o lecție, să faci o lecție faină, tu trebuie să cunoști materialul, tu trebuie să te pregătești de lecție. Eu în 5 minute nici ca acum nu reușeam decât să trec fugitiv, să văd, să mă leg de niște puncte cheie, ce să le dau oamenilor. Și eram atât de stresată că făceam mai bune lecții decât ei. Și încet, încet, studenții au remarcat și au început să mă ceară pe mine. Stai dai seama, domne, ei era funcția de director. Eu acum recunosc singur, eu acum singur merg la, la studenții mei și le zic, profesorii voștri sunt cei mai buni, pentru că ei au timpul pentru voi, eu nu l-am. Eu cunosc toate lucrurile astea, dar eu nu am timp să vin să predau de câte o, o, dată sau atunci când este, când arde ceva. Și a venit doamna și m-a concediat într-un mod foarte urât într-o zi de sâmbătă, când nici măcar nu eram plătită. S-a supărat că n-am făcut, -o. nu știu, nu i-am scris într-un caiet chiar absurd. Avea ea, hai să zicem, lucrurile și viziunile ei cum, cum, cum trebuiau să fie făcute, dar eu cumva acum, în poziția ei, mi-ascult angajatul mai mult decât proprii mei tăracani. Pentru că el lucrează în fiecare zi și dacă vine uh, cineva din manager și îmi zice este mai bine așa sau mi-ar fi, fi mai comod sau am avea o productivitate mai mare pe acest segment de de lucru dacă am face altfel. Eu îl ascult pentru că el e acolo în fiecare zi. Eu nu pun mâna în fiecare zi pe acel lucru. Și Dumnezeu m-a concediat într-un mod foarte urât, cu un cuvânt necenzurat, și eu mi-am luat lucrurile și am plecat. Și nu am reușit să ajung la rutieră că m-aș sunat să-și ceară scuze și să mă cheme înapoi. Dar în acel moment, de 30 de secunde, nu cred că a fost un minut, eu mi-am promis că niciodată nu o să mai permit nimănui în viață. Eu eram cumva traumată pe partea de personal, și a, a asculta, se multe în jurături, nu în jurături, dar cumva, hai să zicem, bărbații iubesc câteodată să se simtă bărbați și puternici în josind o femeie. Și eu le-am le ascultat mult pe partea personală și am zis, și -a, cum veniți cumva partea profesională. Și am zis că n-am să mai permit niciodată. Am ieșit din divorț și am zis că nu o să permit nimănui să mă facă nefericit într-o relație. Nefericit, eu pot să trăiesc, să trăiesc și singură. Iar pe partea de profesional, atunci mi-am promis că o să devin unul dintre cei mai buni profesori și dumneavoastră încă veți auzi de mine. Și a auzit? Cred că da. Ați reușit să mai comunicați? Nu ne-am văzut odată întâmplător într-o cafenea, ne-am salutat, eu nu țin, eu nu am timp să țin ură sau uh, nu am loc pentru emoții negative. Da, cel puțin tu pentru tine. Da. Ei ai mulțumit datorită ei, în mare parte, tu ai prins curajul acesta să miști stelele din loc. Ei, că nu s-a întâmplat imediat după asta. După aia a fost munca la facultate, unde a fost o etapă tare, tare frumoasă și la fel emoționantă, după care a urmat o altă școală de engleză privată, după care a fost plecarea în SUA. Au fost mai multe joburi care au dus la formarea mea ca antreprenor sau... De fapt, antreprenor eu am fost cam de mică, pentru că părinții mei au avut activități antreprenoriale, doar că le-au făcut foarte neprofesionist și uh, și-au luat lecții foarte dure, dar uh, ei tot timpul au făcut uh, chestiuțe din astea care le fac și eu, doar că eu am avut curajul să trec de partea cealaltă baricade și să mă mențin, știi? Ca să, nu știu, să crească tot lucrul ăsta frumos. Și să fie pe val. Da. Ți-a lipsit ceva în copilărie? Care ți-ai dorit foarte mult și iată, tu în timp ai reușit să realizezi, să cumperi, să pipăi, să vezi. Nu cred că am avut o copilărie nefericită sau nedestulată. Părinții s-au străduit la acea etapă să, să ne... De pe partea financiară, da, poate pe cea emoțională. Uh, mi-a lipsit poate un pic mai multe afecțiuni ca să fie manifestată altfel, dar uh, nu pot să mă supăr pentru că ei au oferit ceea ce au putut în felul în care ei au făcut-o la acel moment, știi? A, da, ai avut momente când să te super pe părinții tăi? Da, sigur că da, dar cine nu super pe părinții? Copiii te nu se pe tine acum? Se supără, dar la moment îi pup și le trece. Încă <laughs> sunt mici. Nu, conflictul, conflictul generațiilor a fost, este și va fi, pentru că viziunile și... Întâi suntem noi mici și ei sunt mari, le știu pe toate și apoi noi creștem mari și încep să devină mici și nu pot să ne, ne înțeleagă. Atunci... Da. Nu, nu înțelegem noi pe ei de ce procedează în felul ăsta, de ce nu ne-au ne dat libertatea totală și ne-au pus să lucrăm și nu ne-au lăsat să ne jucăm de dimineață până seara. Acum, poate, ei nu pot să ne înțeleagă de ce alegem să nu-i sunăm atât de des sau să fim atât de mult cu ei și pentru că suntem surstrași, pentru că avem activități și multe alte lucruri. Conflictul mereu o să fie și se Ziceam inversează. Ziceam de o situație pe care îți o amintești, cel puțin să ne dăm seama tu ca și caracter, cum te-ai manifestat. Eram de mică cam așa, dacă nu-mi plăcea ceva, tata zicea, iar ai pus puza pe dos, asta însemna că mă supăram și făceam așa, știi. Asta se simte și acum, chiar recent mi-a zis un prieten, că, da, un pic mai diplomat, nu poți să să-ți ascunzi emoțiile și am zis, nu, dar de ce ar trebui să mă violez eu pe mine dacă cineva îmi invadează spațiu și timpul care e al meu cu cineva acolo? De ce trebuie să joc? Deci sunt sunt dur la unele capitole, dar sunt dură corectă. Deci nu mă supăr pe incorectitudine, dar pe corectitudine și atunci lupt pentru ceea ce mi-aparține. Ești leoaica că... care își apără tot mm, ce e da. al ei. Da, dar uneori Prea corectă. Sau crezi că asta e bine? Prea, prea corectă. Nu, tu înțelegi că această corectitudine ea deranjează, pentru că noi oamenii iubim să trăim așa, mai, mai cum ne place nouă. Și atunci... Dar știi ce am înțeles? Că este mai bine să fii corect și dur și să te doară atunci pe moment, decât să lași lucrurile să evolueze pe un drum greșit, pentru că atunci o să plătești și, și dublu, și ca emoție, și ca timp. Și, într-un final, contează rezultatul. Și nu cred că suntem pe plus dacă lăsăm lucrurile să ducă pe un drum greșit. Nu. De ce să nu comunicăm atunci așa cum este? Pentru că Iarăși și dreptate, deci eu aleg să, fi, eu aleg să nu mă supăr pe ceea ce este corect și drept, știi? Cât de tare n-ar durea, Iată, nu știu, respingerea sau neacceptarea, sau dacă ea este corectă, dacă omul nu simte, de ce să te superi? Nu poți să te superi, ți ușor să o accepti. Dar dacă te-ar minți, dar dacă ar juca într-un joc, dar dacă te-ar trăda, mai tare m-a durut trădarea decât o respingere corectă și obiectivă, mai tare. Și-a avut consecințe mai grave. Tu accepti strădarea? accept cel puțin să-ți pun adevăr în față? Eu nu accept rădare, eu accept adevăr în față. Eu accept punctele. Mai nou am început să vorbesc foarte codificat și să-mi placă foarte mult cuvântul. Punct. Punct. Nu virgulă, nu trei puncte. Punct. El doare. El doare pentru că pun eu, nu știu, desenează cu. Un, cu. Un, de asta, cu un, um, cu un cuțit, o virgulă și un punct. O să vezi că punctul mai tare tințea, că e mai micuț. Dar, în schimb, după el, tu ești liberă. O să te doar un pic acolo, o să îngereze că după asta tu ești liberă. De ce să trădăm? De ce să jucăm jocuri necinstite? Nu, suntem avem atâtea posibilități și putem să facem lucruri atât de fine în viața asta, că nu este loc să ne jucăm în nu știu ce și nu știu cum sau să ne prefacem. Și asta mă refer și la job. Uite, eu dacă merg să-mi iau o cafea și văd acolo o fetiță atât de tristă și atât de zic, dar de ce stai la acest job? Ți-ți aduce plăcere jobul ăsta? Sau ieri, într-o discuție cu o fetiță care îngherează de la noi un birou micuț și face manicură și i-am zis, vreau să vă spun că nu sunt sigur dacă o să rămân la dumneavoastră sau o să mă întorc la salon și am zis, nu, de ce să te întorci la salon? Tu ai făcut jumătate de pas spre tine, de ce? nu sunt sigur dacă o să pot zic, că o să poți, uite, faci asta, asta, asta și am dat așa un pic de curaj, uh, de și are și să mi-au dus banii pentru a doua luni și zic că tu să înțelegi, eu nu mă supăr și eu nu insist la nimic, doar că vreau să te încurajez, că așa am fost și eu. Mie, tata, am spune să-mi deschid școală de engleză de la 27 de ani și am zis, nu, el îmi oferea tot și bani și susținere, hai, du-te, ia-ți acolo o școală micuță, cum vedea el în concepția lui, 20-30 de copii, noi acum avem 600 de copii. Și atunci nu aveam pregătirea și nu aveam curajul. Acum, stai seama, sunt mult mai mulți, dar acum mai sunt ok cu asta. Încrezută în tine și puternică, pentru că fotografiile tot vorbesc foarte sincer. Eu am selectat câteva fotografii din colecția ta, mai bine zis de pe pagina ta, fotografii care vorbesc despre tine și vreau să ne oprim un pic și la ele. Hai! Una din poze unde tu ești cu florile. Hai să trecem la flori. Iubești florile, știu. Da. Am văzut foarte multe postări. Se întâmplă des să-ți faci singurică cadouri? Săptămânal. Eu îmi cumpăr flori săptămânal. Mai pot fi momente când merg la piață. Știi că aveam o piață de flori în fiecare săptămână, în fiecare zi, practic, după șapte putem să mergem, să mă plimb sau chiar să-mi cumpăr. Așa simt. În minte, odată era primăvara, eu am o relație mai specială cu lalelele îmi plac foarte mult la lelele. Și m-am dus și mi-am cumpărat un buchet mare, mare de la lelele, fără niciun motiv așa. Îmi plac, eu cred în energia lor și în, în, în puterea pe care pot să-ți o dea. La noi în birou sunt mereu flori. Până acum era angajamentul angajaților ca să meargă în fiecare zi de luni când fetița venea la birou unul dintre manageri să treacă să cumpere flori. Iar acum mi-am dat seama că este ca o terapie și pentru mine. Eu mă opresc în fiecare zi de luni, iau flori și vin la birou. Asta tot te-ai oprit, ai luat flori și ai venit la podcast. Da, uite, le-am văzut jos. <laughs> am trecut, poate nu sunt cele mai reușite, că n-am reușit să merg să uh, îți dar fac nu eu o compoziție. Tine. Sunt pentru tine. Sunt pentru mine. <laughs> Sper să-ți placă. Nu știu, din tot ce era acolo, m-am uitat, le-am văzut pe astea mai... Mulțumesc, ce frumos! Vezi dacă am pomenit de flori, nu? dar am ales Cu acea fotografie. Drag. Sper că măcar unele dintre Așa ele fruzeți. sunt preferatele tale. Dar am ales să-i dau o doză de curaj că mai erau cuiva, era un italian care este mulțumesc. la început de cale și atât de frumos mi-a vorbit despre această compoziție că este și așa și am zis În bine În casa mea va fi primul buchet de flori Cu mare drag Chiar. Să duci energie bună acolo Mulțumesc, mulțumesc foarte mult A, Și știu că aveți o tradiție Pe lângă flori mai ai ceva da. Știu că aveți o tradiție în care uh, vin invitații cu cadouri. Puteam să-ți aleg un cadou care poate ți era mai plăcut sau mai aproape de suflet. Eu am ales un cadou mai cu sens și vreau să te provoc ca să fii studentul nostru atunci când decizi tu. Ți-am adus și cărțile, pentru că toți suntem în septembrie și toată lumea cumpără cărți. Ți-am adus și un set de cărți în cazul în care nu ți se potrivesc, ți le schimbăm absolut gratuit, dar îți lansez invitația de a veni și de a fi studentul nostru și a învăța engleză, pentru că engleza trebuie oricui. Super, da. E o idee genială să aduci cărți și vrei, nu vrei, trebuie să înveți. Îți dai seama că nu vor sta acolo degeaba. Mulțumesc. Cu mare Consideră deja așteptăm. că sunt eleva la friendly school. <laughs> <laughs> Mulțumesc foarte frumos și ideea bună. Da, hai să continuăm cu fotografiile. Hai. O altă fotografie, tot din imaginile tale, este tu creață da. tu cu părul ondulat. Și am văzut foarte multe fotografii în acest stil. Asta este mama natură care și a lăsat amprenta, deci eu de la natură sunt creată și sunt așa un pic roșcată și cu petrucik când eram mai mică, erau mai evidenți dar eu foarte greu mă accept cu el în felul ăsta, la lungimea respectivă. La lungimea respectivă era faină acum e o perioadă lungă de timp, l-am purtat mai scurt din anumite considerente și anumite chestiuni mai neplăcute pe care le-am trăit în viață, dar mă percep mai mult cu părul drept și iată lungimea la care ești tu acum, acum este un pic mai lung pentru că am ales așa să fiu, dar îmi place și așa și așa. Dar oricum, hai să zicem, caracterul și personalitatea mea se simte mai bine cu părul drept. O altă fotografie ar fi tu prin călătoriile tale. Este Știu o... că foarte des călătorești. Poți să ne spui unde îți place să evadezi și te simți în apele tale. Poza asta este din Sua. Eram cu șefii mei în... Washington DC, dar nu este Washington DC mi-a scăpat mi-a mi ieșit din minte da, deci am călătorit în SUA foarte mult, foarte multe poze o să regăsește din, din aventura mea din SUA, dacă și este vreo tu, tu știi, nu pot să vorbesc deloc locuri despre această etapă din viața mea, chiar dacă ea a fost una dureroasă și s-a terminat dureros cumva eu am trăit foarte multe momente frumoase în SUA, foarte multe experiențe din astea care într-o viață poate nu reușești. cineva nu, ajunge, nu reușește să ajungă în SUA măcar o singură dată. Eu acolo am fost de 5 ori, de șase chiar sau 7 ori, am zburat încolo, dar pe parcursul șederii mele acolo am vizitat foarte, foarte multe locuri fine. Iar legat de călătorii, da, călătoresc foarte variat și diversificat, așa cum ți-am zis, am încercat să renunț la călătoriile pasive, gen Turcia, Egipt, Grecia. Grecia a fost pasivă, dar a fost frumoasă pentru că ea are o atmosferă aparte. Dar în rest am aleg destinațiile care uh, au să mă învețe sau au să mă duc într-o altă, într altă parte a mea lumii sau descoper să o văd. Recent am fost în Iordania, mi-a plăcut cum sună, nici măcar nu știam unde se află țara asta, pentru că nu am timp să... Nu am învățat bine la geografie. Fratele meu se ridică că el știe mai bine geografie și câteodată eu mă încurc în denumiri și în toate lucrurile astea. Dar am descoperit recent un ghid și un grup care organizează aceste călătorii foarte exotice și foarte frumoase și atunci mi că fie după denumiri, fie după perioada când merg. Iată acum, după ziua mea, plecăm în Tenerife, dar a coincis, nu cred că vreau să ajung în Tenerife, dar a coincis cu ziua mea și cu faptul că trebuie să plec după ziua mea undeva. Dar, în schimb, i-am zis că vreau să merg în Patagonia, că îmi place cum sună, adică, zic, unde e asta, ce văd acolo? Dar sună fain, Patagonia. Patagonia. Acum, în septembrie, mergem în Peru, mi-am dorit foarte mult. Am auzit de Peru foarte multe, conectez cu locul ăsta, dar nici că acum, ca timp, nu puteam să mă integrez. Dar o în... întâmplare din călătoriile tale, o întâmplare care te a marcat sau l-ai întâlnit pe făt frumos, ceva Hai. a fost. Hai să zic atunci când am plecat cu prietenul meu, cu fostul meu soț de fapt în Paris, ca să-l văd pe tata, nu-l văzusem de trei ani de zile. Și ei au ales un hotel lângă, lângă casa tatălui, că îl închirea pe atunci în Paris. Și fostul meu soț mă întreabă să te petrec și am zis, dar nu, stai cu părinții, pentru că el era cu părinții lui. Eu știu să ajung, deci făcusem traseul ăla de foarte multe ori, știi, și încolo și înapoi. Ei și-am luat-o eu la fugă, încet, 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 și am ajuns în locul în care teoretic el locuia, dar nu locuia, adică nu vedea ușa aia. Și foarte speriată mă uitam în stânga, în dreapta, sus, jos și se oprește un, un francez lângă mine și mă întreabă ceva. Eu am făcut franceză 16 ani de zile, dar pe atunci m-am pierdut atât de mult datorită emoțiilor și fricii și așa mai departe. Și tot ce am, el m-a invitat în casă cumva și am zis nu, nu, nu pentru că mi era frică cumva să intru, zic tot ce vreau este să-mi dai un telefon. Am putut cumva să găsesc cuvintele să-i să cer un telefon în franceză, mi-a dat-l am sunat pe tata și am zis eu m-am pierdut eu nu știu unde sunt, ce vezi pe împrejur și i-am zis că văd multe case uși albi și copaci și de atunci fratele meu mă tot râd, ce vezi prin prejul, multe case albe și uși albe și copaci. Și am găsit, gen, el m-a întrebat, ții am băut cafea dimineața, vezi locul ăla? Și am zis, da, acolo te duci și mă aștept. Zic, bine. <laughs> Uite, asta a fost o, o întâmplare foarte haioasă, din, din călătoria în, în Paris, dar altele nu îmi prea aduc aminte pentru că sunt bine organizate, suntem cu telefoane acum, nu prea, dar atunci nu aveam nici telefon la mine, nici nimic. Dar e sugestiv voi, ce vezi prin prejur? Dacă da. să facem abstracție, ce se vede în jurul tău? În afară de cortina neagră și în camere de filmat? Uh, văd văd incertitudini la moment, uh, văd o escapadă, văd dimineți frumoase, calde, ser cu prietenii, un pahar de vin. Mai deci, ca tu să înțelegi, eu acum îmi cresc lucrurile care nu-mi plac. Eu aleg conștient să fac absolut totul Ceea ce nu fac conștient este cumva rutina asta care mă absorbe. Uite, trebuie aici te tus, trebuie acolo, trebuie telefoane, trebuie asta, trebuie asta. Uite, asta încă nu pot să o controlez. Dar în rest, dacă mă doare ceva sau mi-e prea bine, mă pișc eu pe mine din de, de, de mână. Și te trezești. Și mă trezească. Dar în rest, dacă nu-mi place ceva, aleg să comunic, să pun punct, cum ți-am zis, și să merg mai departe. Deci nu nu stau mult timp acolo. Că îmi dau seama că, uite, mai puțin de o lună îți fac 38. 38 cât au mai rămas activ, frumos și plin de viață, pentru că deja mă simt mai matură, indiferent, necătând la faptul că se văd firele cărunte mai multe, ridurile Dar nu te frică de vârstă. Ba da. Se frică. Da, adică te-aș -te minți dacă aș zice că nu, te-aș min te minți dacă aș zice că nu duc o luptă, dar cumva încerc să conștientizez că toți, toți au trecut prin asta și eu inclusiv trec. Tinerețea nu este veșnică. Ce nu ai face niciodată? Te-ai gândit la asta? Nu. De ce crezi tu că n-ai putea fi capabilă sau nu ai vrea să faci niciodată? Sincer, nu m-am gândit niciodată, dar nu cred că aș face intenționat nimic rău cuiva vreodată sau ceva. Dacă am rănit pe cineva, cumva a fost doar, fi dintr-o obiectivitate pe care am văzut-o eu la acel moment și am, am considerat că așa este mai bine... Mm, nu, nu cred că am vreun răspuns la asta. Dar nu nu, nu fac niciodată lucrurile bune. Sunt adeptul Luminii. Încerc mereu să aduc lumina acolo unde este poate întuneric și fac lucrurile câteodată mai mult decât se cere. Și se duc în destructiv, se duc în parazitare pentru că iau prea mult din, hai să zic, din povara omului și încerc, încercând să fac bine, fac mai mult rău. Noi oamenii creștem în suferință și atunci fiecare are nevoie de doza lui de suferință. Eu câteodată cred că omul are prea mult și vreau să-l ajut mai mult să pun eu mâna și să-i ridic greutatea. Nu cred că este tocmai corect chestia asta, dar mă consider un om bun și zice și lumea de pe că sunt bună, că fac multe lucruri, doar că nu vreau să vorbesc despre ele. Le fac și le las acolo, încerc să ajut oamenii. Dar și... s a întâmplat să încurci prin binele tău? Da. Da, mai ales în personal. Nu am doză de măsură și atunci când văd că nu pot fi stăpânită și dau prea mult și -o dau... Deci ca tu să înțelegi sursa interminabilă în care eu mă pierd și mă descompun este iubirea și atunci când mă îndrăgostesc, pot să mă pierd pe mine dar acum am învățat să mă opresc sau să mă forțez oprindu-mă pentru că mă descompună om în acțiune, în fapte, în bunătate, în iubire, în dăruire, în tot și nu vreau lucrul ăsta pentru că este frumos atunci când este reciproc, iar când nu e reciproc, asta doare și respinge și nu-și mai au rost atunci. Eu o fac cu dăruire, iar pentru cineva este un lucru obișnuit și atunci mai bine mă duc și canalizez această energie în altceva. Din ultima relație, care ai avut-o și zici cumva că s-a pus un punct sau o virgulă, rămâne de discutat, dar tu ai încercat da. să pui o fereastră. Da, eu am încercat să o desenez. Eu am încercat chiar și să o deschid. N-am forțat doar. Dar, dar nu dar ai am încercat... dat voie să te îndrăgostești până la capăt. Ba da. Sunt încă, permis. sunt încă îndrăgostită, hai să zicem, dacă vrei să-ți recunosc cu adevărat. Sunt îndrăgostită, doar că Ți-am zis, este nevoie de doi pentru o poveste, nu este doar nevoie de. Totuși, măcar ai învățat să-ți controlezi emoțiile. Eu puteam și în trecut să le controlez, deci nu este prima îndrăgostire, sau doar că aleg să nu trăiesc drama mult timp deci eu aleg să, 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 să trăiesc, sunt bucuroasă de această emoție, de această întâlnire, dar Alex să ies conștient din ea, pentru că nu, nu este dorită și atunci eu respect foarte mult. Eu am învățat că respectul este mai presus decât dragostea și iubirea. Să poți să respecti un cu adevărat și să-l lași să plece, este nevoie de curaj. Chiar dacă ți-i îți place foarte mult, eu mult timp n-am putut să fac lucrurile astea, eu luptam, eu mă transformam în... În ce vrei tu, un jertfă, un agresor, în salvator, în tot ce vrei tu, dar luptam pentru până în pânzele albe. Dar acum înțeleg că este, este o maturitate, este o doză de curaj să lași omul pe care îl iubești să-și vadă drumul lui. Ești fericită când este fericit omul pe care îl iubești. Da. Dar oricum inima ta e deschisă și oricând poate veni altul mai bun, nu? Sigur. Am aici una din fotografii, tu la mare. Și noi, apropo, am început discuția cu Marea și mă bucur că ajungem tot aici. Ce știe Marea despre tine? Multe. Marea ia mare ceea ce nu mai servește și Marea mi oferă foarte multe. Chiar în această vacanță vorbeam cu partenerul cu care am plecat, cât este de frumoasă natura și cât ne oferă. Gratuit, contra la nimic. Eu am zis că ne oferă contra unei curățenii doar, la care el a zis că nu, ea nu cere nimic în schimb, ea doar oferă. Și atunci așa și este. Soarele răsare, apoi apune și nu cere nimic de la noi. noi... Dar Marea știe lucruri despre tine la care nu ai spus la nimeni? Da, cu siguranță. Are secrete cu tine? Da, are. Are, dar cred că fiecare dintre noi le are și trebuie să rămână acolo. Sunt multe. Eu nu pot să trăiesc mult timp fără apă, fără mare. Eu am o relație aparte cu apa și cu mare în special. Iac... acum, cu situația în care trăim, tu m-ai întrebat care sunt destinațiile tare de vis. Odessa era una dintre cele mai aproape, sau era locul meu de suflet. Atunci când nu mai puteam, eu mă rucam în mașină, putea să fie ușor unu ziua, neplanificat, să-mi rezerv hotel și să mă duc pentru o zi sau pentru două, să vorbesc cu mare, să mă văd cu mare. Puteam nici să nu mă scald, deci nu am necesitatea ca să fiu în contact cu ea, doar să o văd, să o simt. Nu, nu am liniștit. Mă liniștește, îmi schimbă tablou, îmi dă stare de bine, îmi creează, nu știu, îmi dă liniștea. Știi când sunt lucruri care îți vin ca o mănușă sau oameni în care, cu care, uite, poate chiar nici nu te-ai văzut mult timp sau oameni pe care nu ești știut, dar ai avut o conexiune foarte bună. Uite, asta este una dintre conexiunile mele. Apa și focul. Ei, am ales eu cum bine. trebuie. Altă fotografie este tu cu baloane. <laughs> ți -e dor de copilărie. Simți uneori necesitatea să fii mai copilăroasă, mai naivă, da. să te joci în general, acum la 38, te mai joci? Da, cu siguranță. Dar aduc jocul peste tot. Sunt o firă foarte glumeață. Am dezvoltat acum la maturitate autoironie. Deci glumesc foarte mult. Fac toți angajații mei care o să-i întreb cum este Curina. Și apropo, cred că o să-i rog în acest an să-mi fac un autoportret sau vreo scrisoare să-mi zică cum mă văd ei. Sunt foarte curioasă cum mă văd. Da, la fiecare zi din naștere cumpăr baloane. Uh, nu știu, mi se pare că când dau o stare... O ține? nu Nu, nu, nu. Ah, de exemplu, când... dacă e ziua ta și mă inviți la ziua ta, mă duc cu flori și cu baloane. Mi se pare că dau o stare de bine tare, știi? Și de nebunie, da. de joacă. Și recent, când am fost în Bali, am lipsit cam două săptămâni de la birou, fetele mi au cumpărat baloane. Și hm, ce frumos, știi? Baloane și flori. Ce dai, baloane, baloane și de... flori. Și da, și acolo în poza pe care tu o vezi, era ziua de nașterea fostului șef din, din SUA și am zis, de ce să-i cumpărăm unui om? Împlinise în în 60 de ani, pare. Am zis, hai să cumpărăm 60 de baloane, să-și pună 60 de, de, dorințe sau 60 de realizări care le-a făcut până acum și le las, le las sus, îți dai seama. M-am dus, dus, la magazin și când au auzit aia 60, zic, ce faceți cu ele acolo? Acestea <laughs> sunt vise la înălțime. da, da, da. 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 <laughs> și Ultima poza este tu cu un copil. Da, este Baby Riker. Am avut o experiență tare faină în California. Alături de o familie am fost de acestui copil timp de noapte și am trăit o experiență nu știu dacă se, se va mai întâmpla și se va mai repeta din toate punctele de vedere. Deci dacă este să descriu o parte ideală din viața mea, uite, o să fie asta. Chiar dacă a fost multă oboseală, a fost job de noapte, a fost ultimul job de noapte și mi-am promis că după acest job nu o să mai accept alte joburi de noapte. Eu am mai făcut în dinerețe joburi de noapte pe la, prin Norvegia și în alte părți, sunt mult mai consumatoare. Dar uite, perioada când am trăit alături de această familie americană, mi-a arătat o relație practic ideală sau cel puțin funcțională dintr-un el și-o ea și o familie armonioasă în care cu adevărat poți să zici că este armonie. Și am întâlnit foarte mulți oameni, pe lângă faptul că am locuit într-o zonă de vis pe malul oceanului și l aveai în fiecare dimineață și în fiecare seară și te bucura cu răsărituri și cu apusuri spectaculoase, au fost, au fost multe relații care m-au făcut să înțeleg că poți să le ai pe toate în viața asta poți să ai și o carieră frumoasă, poți să ai și o familie frumoasă, și prosperitate, și fericire, și oameni de calitate. Puțin, dar buni. Ai mai multe fotografii cu pici, copilași? Totuși, tu încă n-ai reușit să devii mama. Nu. Să prindă aripi. Tu vrei să, să-ți las toate lacrimi vreo azi? <laughs> <Studio -ul. laughs> să știi că am, lucrat, am am lucrat și am sperat până acum. Până, până, nu de mult și am mai auzit o vorbă recent la cineva că cere lui Dumnezeu nu de cei ce, nu cei ce vrea, dar cei de ce are nevoie. Mi-au intrat cumva cuvintele astea așa, sau cel puțin le-am lăsat auzite și nu cred că vreau să mai lucrez sau vreau să mai cer sau vreau să mai aștept. vreau să, vreau să las lucrurile să se întâmple dacă este să se întâmple nu este ceva la care pot să mai lucrez sau am putut, cred că vreodată, să lucrez. Tot ce a ținut de mine sau ține de mine, eu am făcut. Dar sunt lucruri care nu țin doar de tine sau ar putea ține doar de mine, dar nu vreau să țină doar de mine. Dacă este să creez familia la care eu visez și pe care eu vreau, să se nască în armonie, în dragoste, în pace, în înțelegere și în care există două perechi de arepi, nu doar una, atunci să vină, să vină și să, să fie și să se nască un copil, doi, trei sau câți o fi. Dar dacă nu, eu o să-mi trăiesc viața indiscutabilă împlinită pentru că am conștientizat de mult că singur venim și singur plecăm și că dacă nu o să fie să mă realizez prin familie și prin copii, cu siguranță găsesc multe lucruri prin care pot să mă realizez și să mă manifest. Eu nu sunt un om neîmplinit da, eu nu sunt ca toți, eu am încercat să fiu ca toți, eu m-am blamat foarte mult timp de ce eu gândesc, de ce eu simt, de ce eu vreau să fiu altfel și de ce eu nu sunt ca toți, de ce mie nu mi nu vin lucrurile așa cum, cum sunt la toți, de deci ce toată lumea se căsătorește la 20, 21, naște copil, face asta. Și la un moment dat am înțeles că sunt creată ca să fac lucrurile diferit și altfel și îmi place ceea ce ești acum într-un final dacă o să se întâmple, dar vreau să se întâmple calitativ, necalitativ și doar de bifă, niciodată nu o să le fac nici familie, nici copii și nici bărbat. Nu ești gata să faci un copil de dragul ca să fii mamă? Nu. Am vrut să-l fac, dar... Ai avut asemenea gânduri? Da, sigur că da. Dar îți dai seama că deja nu mai este, nu mai este doar un principiu sau un moft, sunt niște verdicturi medicale care trebuie să te uiți la ele ochii deschiși, să le înțelegi și să iei o decizie. Dar eu ți-am spus că am forțat odată nota asta. Și asta, de fapt, m-a făcut să mă retrag sau să bat în retragere, pentru că încercând să salvez sau încercând să rezolv o parte din viața mea, eu am stricat mai mult. Eu era să mă pierd pe mine și nu vreau să se repete. Eu nu vreau să mă salvez pe mine printr-un copil ca, ca, nu știu, ca când o fi, să fie explicațiile de rigoare, să zic, dragul mamei, asta a fost sau asta am vrut să fac sau am vrut să mă salvez prin tine. Nu, eu sunt un om integru și sunt, eu mă simt eu, eu, nu mă simt calică sau eu nu mă simt cum, cum mă simțeam mult timp. Eu refuzam să merg la anunț și cu mătrii pentru că eram singură. Eu acum pot să merg singură, eu pot să-mi beau un pahar de vin singur, să merg la restaurante singur. Eu înțeleg foarte bine că eu mai bine aleg să fiu singură și fericită decât trei să doi. De asta și-am zis, eu văd relațiile, și eu cred în relații sănătoase, doar că la ele trebuie un pic mai mult de lucrat și poate un pic mai mult de așteptat, ca să întâlnești, omul tău cu care poți să construiești, nu știu, acea casă frumoasă, minunată pe care o vre, vor ambii, știi? Despre ce ți este cel mai incomod să vorbești? Într-o discuție cu prietenii, care sunt cele mai incomode întrebări? Sau refuz categoric să vorbești la anumite subiecte? Nu am asemenea prieteni cu care nu pot să vorbesc orice, sau mai bine zis, am foarte puțini oameni cu care aș putea să vorbesc orice. Dar există anumite subiecte care te deranjează? Nu. Care poți să zici că, uite, te rog, despre asta nu vorbim? Nu, pot fi situații, poate de moment, care nu vreau la moment să le desfășur sau să le, să le dau energie, dar nu există teme tabu sau... Ești deschisă? da, foarte. Și nu doar cu ei, sunt deschisă cu orice om. Bine că este, este o limită sau sunt anumite lucruri pe care le pot vorbi cu, cu nu știu, de exemplu, cu prietena mea, Olga, pot să vorbesc absolut orice, pe orice temă, de orice natură și orice gen. Dar ca ea sunt puțin. deci mai este maxim unul. În singurătatea ta, tu reușești să atingi starea asta de fericire? Ești împlinită cu tine? Da. Este necesar vor Mimi dor câteodată de ea mi dor și, și vreau să-mi creez un ritual în care să fiu doar eu cu ea. Eu sunt, sunt bine eu cu mine, îți spun. În, în, mai nou, în acest an, mi-am mi făcut o casă și am reușit să trăiesc în ea un pic și să trăiesc în continuare pentru că am renunțat la cuvântul casă acum 5 ani, când am ales conștient să vând casa în care locuiam și să investesc în business. Și de atunci am tot umblat pe la gaz, de pe la apartamente mai mici, pentru un, doar într-un pat, așa cum nu-l numeam eu, pentru că a fost o perioadă în care am trăit într-un apartament nou renovat, dar aveam fix un pat, două dulapuri și un duș funcțional și atât. Nici măcar bucătărie, nici măcar masă. În și... timp ce tu erai fondatoarea unei școli. Da, da. Despre asta nu prea am Paradoxul. Vorbit. Da, mulți credeau că... Deci, ca să înțeleg, de asta și zic, și am zis-o și într-un într interviu, că un antreprenor niciodată nu o să-l invidieze pe un alt antreprenor. El cunoaște foarte bine drumul la care s-a ajuns și sunt foarte supărată pe antreprenorii sau pe colegii din viață atunci când încearcă să strice sau să intervin într-o într afacere sau în familia mea, să fure angajați sau nu știu cum. Nu. Eu mă uit cu foarte mare admirație la toți antreprenorii sau măcar la freelancerii care au avut curajul să se separe de sistem. Este nevoie de o doză foarte mare de ambiții, curaj, Perseverență și putere ca să reziști. Tu ai fost gata să dai din spațiul tău care ți ai fi permis să l ai da. ca să deschizi o școală da. și să trăiești așa modest. Da. da. foarte mult timp. Deci eu pot să zic deschis și sincer că eu am ajuns la un confort abia după 5 ani. Iar legat de spațiul meu personal de birou, nici acum nu este. Deci eu nu am un loc în birou unde eu pot să mă duc să stau și să fie masa mea frumoasă cu un spațiu. Nu, el nu este. Sau dacă el se creează cât de cât, este cedat unui altui angajat. Și asta poți să să-ți confirmi oricare manager din birou. Poți să cedezi fericirea ta pentru confortul altuia? Tu ești din categoria asta? Eu uh, pot să cedez, sau în cazul dat eu am cedat propriul confort pentru fericirea mea sau pentru fericirea... Hai să zicem, activității sau a oamenilor, pentru că este o slujire pe care eu așa o văd. Deci, eu m-am dedicat și am creat un spațiu în care oamenii își rezolvă anumite situații diferite decât le-au rezolvat până acum și ele chiar sunt rezolvabile. Noi avem foarte multe. Eu țin să cred că produsul nostru aduce multă bucurie, împlinire și liniște în, în viața părinților, în viața adulților. Dar pentru această performanță s-a lucrat foarte mult și s-a cedat. Nu pot să, mă pot să mă împart cu absolut orice în viața asta, doar că nu cu omul iubit și cu dragostea. Când ești sinceră cu tine, ce îți spui? Că tu poți. Orice. Și oricând. Toate visele tale, toate luptele tale interioare, toate au prins contur în timp? Uh, nu. Sunt părți nerealizate și sunt părți neatinse. Una dintre ele ar fi familia. Da ușa e deschisă. Ușa mereu e deschisă. Tu poți să iubești și azi. Da. Dar pe tine, ai învățat să te iubești? Încă lucrăm la asta. Cât ți-a pentru așa ceva? Nu știu, sunt, sunt mereu întrebări care, care apar. Eu consider că eu mă iubesc, doar că nimeni nu ne învață cum trebuie să ne iubim. Nimeni nu ne învață cum trebuie să ne descoperim sau să ne apreciăm. Și atunci înțelegi că poate, poate într-adevăr lucrurile pornesc de la tine, dar de la tine cum? Cum ar trebui să fie altfel de iubirea adică decât o faci sau o simți în prezent față de tine? Eu țin să cred că mă iubesc suficient, dar nu știu ce să-ți zic. E complicată întrebarea respectivă, dar se simte o lipsă de iubire și nu știu de unde și are ea se simte sau poate că este prea mult iubire în mine care se oferă se oferă oamenilor și se revarsă și atunci cumva aștept ca lucrurile să fie la fel din exterior. Încă încă am niște întrebări la acest capitol, dacă sincer. Răspunsurile tale au o filosofie aparte. În general, ești o ființă care gândește foarte filozofic și analizează și e foarte atentă la răspunsuri. Dar vreau să ți spun felul cum tu răspundeai la început și căldura cu care am ajuns noi acum și ritmul a devenit totalmente altul. Îl simt și eu mai moale și mai domol. Și simți? Eram mai, da, era mai... Păi de asta și zic că, uite, chiar și percepția mea ca personalitate și ca ființă atunci când întrebi cineva de Corina, ei o să zic că ce ai văzut tu și ce simți ce ai simțit tu. Partea nevăzută a ei este asta, în interior ea este asta, dar ca să ajungi la ea, trebuie să parcurgi un pic de drum. Sau, uh, hai să zicem că toată această armură care este serioasă, responsabilă, chiar dacă are un zâmbet fermecător, uh, poate să fie o protejare a ceea care este din interior. Dar uh, eu mă simt pe mine nu așa cum mă văd oamenii, cu siguranță nu așa. De ce încerci să pare așa? Nu încerc. E ceea ce Vine se Vine foarte natural da, totul, de da? deci nu, eu nu joc. îți ți-am eu nu joc. Eu tot mă uit la pozele pe care eu, care ajung într-un final să, să apară pe online. Mie îmi plac, dar, ele, dar asta nu redă curina din interior. Dar, iarăși, nu putem să mergem cu sufletul la vedere și să-l îmbrăcăm pe noi. El de asta și este suflet, că este în interior. Eu atât de mult îți mulțumesc că tu te-ai deschis și eu... Uh... Te simt. <laughs> îți mulțumesc foarte mult și mă bucur că noi am reușit să ajungem la starea asta care probabil fiecare ar trebui să cunoască așa omul. Eu cred că vinul e divină, pentru că a fost băut mai, nu la începutul emisiei, știi, trebuia să începem cu el. Și eu îți mulțumesc pentru invitație, sper foarte mult ca prin acest podcast oamenilor să nu le fie frică să-mi scrie atunci când, când vor sau să se apropie mai des atunci când mă întâlnesc în oraș. Pentru că avem foarte multe situații în care primesc mesaje te am văzut sau n-am putut să mă apropii că mi-a fost incomod. Eu sunt un om foarte cald și pe de altă parte mă bucur foarte mult că atunci când ne întâlnim în magazine de reparații sau nu știu, oamenii dau, dau din cap, asta e semn că mă cunosc. Și cea mai hazli și o faină situație din ultima perioadă a fost când plecam spre Bali, am coborât la o benzinărie din, din rutieră și era ultima care trebuia să mă întorc. Și eu veneam spre rutieră, iar un bărbat mergea spre magazin și mă strigă, Corina, tu ești? Eu mă întorc și mă uit și nu-l cunosc, la care zice, tu ești fata cu engleza de pe Facebook. Și am zis, da, te salut, zis, salut. Și, dar eram îmbrăcat în Casual. deci cu siguranță nu era imaginea pe care oamenii o văd în Facebook și în spoturi și așa m-am amuzat așa am zis, ei, dacă mă, oameni, mă cunosc oamenii și în felul ăsta înseamnă că nu-i totul pierdut, știi? Așa că eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, m-am simțit foarte bine la voi și până mulțumesc. la noi întâlniri. eu îți doresc să te văd așa cât mai des cu gropițe în împrejori. Să știi că e șarmul tău. Hai să savurăm. Hai. Și să ne punem pe mâncate, că după atâta vorbă, să luăm așa un respiro cu sushi de la Wasabi. Combinația perfectă. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Au!